Mi-am hrănit inconștient fiecare slăbiciune, până am devenit încet încet o mortăciune. Dar nu-mi trebuie o minune, ci numai fapte bune și ani întregi de liniște pentru rugăciune. Am crize de grasă de la dulceața literaturii, de la stilul de viață și izul de piață al culturii. Vreau o casă mică undeva în mijlocul naturii, să-mi hrănesc sufletul cu frumusețea lecturii, să pătrund pe rând în tainele agriculturii, să am decât o haină și ceva dintre alegurii. Ca și strămoșii noștri, trăind mai simplu în loc să tot facem pe cocoșii pentru lux ca proștii, în timp ce sclăvim pentru câțiva rom pe lună. Nu muși mâna ce hrănește, dar nici nu mănânc din mână. E incredibil cum iau sfintele taine în glumă unii și schimbă sfânta liturghie la săptămână. Deci păstrează tu tot ce-i modificat genetic, dă-n biserica de la prea nesimțitul de eretic. Ia-n proprietatea, gloria, toate condițiile, dă-mi identitatea, istoria, tradițiile. Vreau înapoi la noi familia creștinească și sănătatea trupească și duhovnicească. Demnitarii să ne dea demnitatea românească, pentru care a trebuit ca alții să se jertfească. Poți să-ți muncești brațele până-ți vergi mațele, deși doleanțelor să-ți crească odată cu cranțele. Dar nu uita să zâmbești în toate circumstanțele, făcând voia Domnului, nu ce zic instanțele. Mă uit înapoi, mi-am cam plătit chitanțele, dar sătul de război mi s-au irosit și gloanțele. Și în plus, nu există imagini mai macabre decât cazarma când arde sau camaradul când cade peste alte cadavre. Căutând alta de postul, cum poți să mai faci pe prostul când e mult prea mare costul pentru o gradare postumă? Sau care-i rostul când de fapt sunt pentru mine eu cel mai mare monstru? Și dacă n-am fost mai bun, mai cult, mai clar, îți doresc ție măcar să poți mai mult, că doar așa vom merge mai departe spre culme înalte, cu iubire, bunătate, blândețe, demnitate și credință în Dumnezeu. Vei reuși mereu, dar nu te abate de la drum oricât îți e de greu. Sau vei fi un martor trist ca al lui Jehova, când zilele se duc mai repede ca Don Juan și Casanova. De-aia m-am apucat un pic, m-am apucat de scris și ți-am zis prin ce trec, infern sau paradis. Tu măcar ai grijă să nu repezi greșelile mele, dacă tot te-am plictisit atâția ani cu ele, pictând din acoarele și cu bune și cu rele, de unde cântă păsărele sau urlă cu cuvele. Dar asta am trăit, asta am simțit, asta am fost, pentru unii geniu, pentru alții doar un prost. Doar că mântuirea n-are treabă cu inteligența, dacă nu trăiești degeaba mai vezi esența.